Salut, prieteni, sunt la Înalta Curte, unde acum iese fostul senator Niță Ilie, cel care de un an primește pensie specială. Căutați-l, că a fost senator borfașu care a furat 1,5 milioane de euro. Ia uitați, borfașu Niță Ilie, senator Alde, ți-ai dracu de borfaș, măcar ai plătit, bă, borfașule, bă, măcar ai plătit banii, bă, bravo, bă, borfașule, bă, 8 ani și 5 luni ai fost condamnat, bă, senator borfaș, senator borfaș, uitați aici, cel care a prejudiciat statul, ia uitați-l, senatori, ăsta a făcut legi. Senatorul borfaș, ia uitați-l, Niță Ilie, borfaș, senator cu pensie specială. Nu vă e rușine, bă, dar cât mai furați, bă, borfașilor, bă? A, păi da, la cât ai furat o mașină? Dar stați meriți, mă, borfașule, mă, nu? Zi, mă, borfașilor, bă, cât mai furați, bă? Nu vă mai săturați, mă, borfașilor, excrocilor. 1,5 milioane de euro, mă, să furmă borfașule, excrocilor. Măcar bine că ai dat banii înapoi, bă. Ți-a confiscat statul, bă, borfașule, bă. Tot nu scapă de pușcărie, bă, borfașule, excrocule. Deci acesta a fost Niță Ilie, care din calitate de vicepreședinte Consiliul din Suceava, Consiliul Județean, el prin firma lui, la care era și nevastă sa, au început afaceri cu statul, dar el a uitat să declare în, ca să zic, firmă, contabilitate 3 milioane de lei pe care i-a câștigat. A uitat și că știți că eu sunt tuituc. Și când a devenit senator, a fost judecat de către Înalta Curte, care pe fond l-a condamnat la 8 ani și 5 luni. Dar el pe apel și-a plătit întreg judiciu, care a fost 3 milioane de lei plus încă acei 20% din ce credeți legea mitraliera. Adică acest borfaș a plătit ca să scape de cei 8 ani și vreo 5 luni, a plătit întreaga sumă, cu tot cu 20% ar fi 1,6 milioane de euro. Ca să plătești acești bani cash, cât trebuie să fi furat el de fapt? Cred că de 5-10 ori cât a plătit. Nu trebuie niciunul iertat. Acesta primește de un an de zile pensie specială de fost senator, 4.000 de lei pe lună. De când am plinit vârsta de 65 de ani, îi intră automat pensia specială. Acum îl așteptăm ca să iasă și Videanu și mai ales securistul Ioan Nicolae.